Conform noilor prevederi ale Codului Rutier 2024, șoferii sunt puși în fața unei obligații clare: să aibă asupra lor documente în original atunci când se află la volan. Această măsură este importantă deoarece prezentarea de copii ale documentelor nu mai este suficientă. Mai mult, poate atrage amenzi considerabile pentru șoferii opriți în trafic. Codul Rutier 2024 stabilește că la cererea polițistului rutier, conducătorii auto sunt obligați să înmâneze următoarele documente: documentul de identitate, permisul de conducere, documentul de înmatriculare a vehiculului. Toate aceste documente trebuie să fie în original. În caz contrar, conducătorii auto riscă să primească amenzi piperate sub forma de 6 sau 8 puncte de amendă. Referitor la polița RCA, asigurarea obligatorie RCA poate fi prezentată sub formă de copie sau în format electronic. Amenda pentru nerespectarea acestei obligații, deci lipsa asigurării RCA, este încadrată în clasa a treia de sancțiuni și poate ajunge la valori cuprinse între 990 și 1320 de lei.